Comisia Europeană recomandă Consiliului European să acorde statut de candidat la aderare pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de șefa executivului european, Ursula von der Leyen, care a spus că există și anumite condiții. Care sunt acestea, ne spune Daniela Pascari. Bună seara, Daniela! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Una dintre condiții este că Republica Moldova trebuie să meargă pe calea reformelor importante alături de Ucraina. Potrivit oficialelor de la Bruxelles, Chișinăul se află pe o cale reală europeană, dar mai are un drum lung de parcurs. În cazul Georgiei, Comisia Europeană a instituit că mai are câteva condiții să le urmeze înainte de a oferi statutul de țară candidat, astfel că pentru ea i-a fost recomandată doar perspectiva europeană. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie. Acum urmează ca liderii celor 27 de țări membre să iau decizie finală la summitul Consiliului European din 23 și 24 iunie. We therefore also recommend that Council grants Moldova the European perspective and candidate status. On the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. In the recent past, Moldova has taken a decisive step towards reforms with a clear mandate from its citizens. It is on a real pro-reform, anti-corruption and European path for the first time since independence. Șefa Comisiei Europene a mai declarat că economia și administrarea publică din Republica Moldova necesită eforturi majore de îmbunătățire, dar Europa crede că țara are potențialul de a se ridica la înălțimea criteriilor blocului comunitar. Drept reacție, ministrul afacerilor externe Nicu Popescu a declarat că este o nouă zi istorică pentru parcursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Iar Chișinăul contează pe faptul că la reuniunea Consiliului European din 23 și 24 iunie, statele membre vor sprijini recomandarea Comisiei Europene de a ne acorda statutul de țară candidat. Va urma să implementăm mai multe seturi de reforme înaintea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar în aceste zile, în sfârșit, după 10 de ani de așteptare, Republica Moldova primește o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană și devine un stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și este o bună ocazie să ne felicităm împreună cu toți compatrioții noștri pentru aceste succese în edificarea unui stat european în Republica Moldova. Iar președintele Maia Sandu a notat că recomandarea Comisiei Europene privind acordarea statutului de candidat pentru Republica Moldova se bazează pe înțelegerea că țara noastră va întreprinde eforturi suplimentare în domenii cheie ca reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică și drepturile omului. Este un moment important pentru viitorul Republicii Moldova și este speranța de care au nevoie cetățenii noștri, a punctat șefa statului. Iar premierul Natalia Gavrilița a scris într-un mesaj pe Facebook că azi suntem cu un pas mai aproape de realizarea proiectului de țară aceste generații, aderarea la familia țărilor Uniunii Europene. Șefa executivului a mai notat că Republica Moldova trebuie să fie partea UE, iar cetățenii merită să trăiască într-o țară unde drepturile omului și supremația legii sunt valori fundamentale.